acasă. Urmează un meci foarte important pentru noi. Jucăm cu liderul la zi în clasamentul din România. CSU Sibiu, care a avut un început de an foarte bun, reușește o victorie la Oradea, a bătut pe Târgu Mureș și echipele din fruntea clasamentului. Sunt într-o formă foarte bună și ne va fi foarte, foarte greu duminică. Noi așteptăm cu nerăbdare acest meci. Eu personal știu ce înseamnă un meci cu Sibiu, jucat între echipe în formă. Ne-am pregătit toată săptămâna pentru ei, facem tot ce ne stă în putință pentru a câștiga. Din punctul meu de vedere, nu avem altă variantă decât de victorie. Meciul este, după cum știți, duminică la 8 și un sfert seara, o oră destul de târzie. Sper să fie cât mai mulți oameni prezenți la sală, să ne încurajeze să fie al 6-lea jucător, pentru că avem mare nevoie de ei. Cât de mult va conta faptul că jucați pe teren propriu? A jucat bine sezonul ăsta acasă? Vă dați seama că contează foarte mult. Suntem neînvinși în acest sezon pe teren propriu. Dorim să continuăm seria succesurilor. Este și un obiectiv personal de-al nostru să nu pierdem niciun meci acasă până la sfârșitul sezonului. Sibiu e unul ca tare, chiar dacă joacă în deplasare, însă eu sunt optimist și cred că ne-am pregătit bine toată săptămâna. Mai avem 2 zile de pregătire și vom fi 100% la ora meciului. Te-ai fi așteptat la începutul sezonului ca CSU să fie... Sincer nu am așteptat. E o surpriză pentru mine. Zic eu că orașul din Sibiu merită o echipă de valoare. După ani buni în care s-au luptat acolo să intre în play-off, nu au reușit, însă fără rezultate prea mari. Anul acesta se pare că au creat o echipă foarte competitivă, cu jucători de valoare, o echipă echilibrată și rezultatele se văd. Meciul este cunoscut ca fiind derbiul Ardealului. Crezi că vor fi mai mulți fani la meci sau, mă rog, va fi sala plină? Eu îmi doresc să fie ca pe vreme, să fie sala plină. Deja am fost contactat de unii dintre fani să ne ureze succes, să ne spună că vor fi alături de noi și eu sper să nu-i dezamăgim. Sper să le facem o duminică foarte plăcută.